Polițiștii de la circulație au avut astăzi parte de o surpriză mai puțin plăcută. În timp ce opreau în trafic doamne și domnișoare pe străzile municipiului Baia Mare pentru a le oferi un mărțișor, conform tradiției, au constatat la un moment dat că una dintre ele nu se bucură de prezența lor și a presei. Femeia din imagini trasă pe dreapta pe Bulevardul Unirii din Baia Mare nu a mai vrut să dea ochii cu oamenii legii și a demarat în trombă. În drumul său în mare viteză era să îl accidenteze și pe polițistul care a oprit-o pentru a-i oferi un mărțișor. Ce faci? Ia să-l calci, mă. Femeia a fost urmărită în trafic câteva sute de metri până a fost prinsă de polițiști. Aceasta și-a justificat gestul în fața oamenilor legii prin faptul că nu a vrut să fie filmată. De altfel, în imagini se poate observa că nici polițiștii și nici jurnaliștii nu se așteptau la o astfel de situație. Doamna care a condus un autoturism marca Peugeot nu a oprit la semnalul regulamentar al agentului de poliție, fiind necesară urmărirea acesteia pentru oprire. A fost sancționată contravențional, iar ca măsură complementară, suspendarea exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pe o perioadă de 30 de zile. Șoferița a primit și o amendă de peste 500 de lei. Este păcat că s-a ajuns la o astfel de situație în condițiile în care polițiștii nu vroiau nimic altceva decât să-i ofere o surpriză plăcută în prag de primăvară. Oamenii legii spun că în ultimii ani nu au sancționat șoferițele în 1 și 8 martie decât cu o floare sau un mărțișor.